Ministrul de Interne, Ana Revenco, a confirmat că efectivul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care va fi dislocat la hotarul Republicii Moldova, în special pe segmentul moldo-ucrainean, va avea asupra sa arme din dotare. Demnitarul a declarat că ofițerii Frontex vor avea dreptul să folosească acest armament în exclusivitate pentru protecția personală. Ei au dreptul la port armă și acest drept îl au pentru a-și asigura propria protecție, ori este o prevedere și a acordului care a fost negociat. Sunt foarte clar prestabilite în regulament când și cum, în ce circunstanțe este posibil de folosit această armă în exclusivitate pentru protecția personală, fiind în misiune. Revenco a menționat că necesitatea prezenței echipelor Frontex la granița de stat a țării noastre este dictată de faptul că polițiștii de frontieră moldoveni sunt calibrați pentru timp de pace. Efectivele sistemului afacerilor interne au fost calibrate pentru timp de pace. Ori asta înseamnă un număr X de polițiști de frontieră. Potrivit lui Revenco, executivul Frontex va participa la controlul și gestionarea frontierei, va verifica actele și va asigura fluidizarea traversărilor prin punctele de trecere a frontierei. Un altă categorie de acțiune ar însemna controlul și gestionarea frontierei pe verde, cum zicem noi. Aici, deoarece avem o majorare foarte mare a traversărilor, sunt prezenți împreună cu poliția de frontieră și de-a lungul frontierii verzi pentru a ne asigura că ea nu este sfidată. Potrivit acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, semnat la 17 martie la Bruxelles, care prevede dislocarea personalului Frontex la frontiera de stat a Republicii Moldova, în special pe sectorul moldo-ucrainean, înainte de trimiterea membrilor echipelor, agenția informează Republica Moldova cu privire la armele de serviciu, muniția și celelalte echipamente pe care membrii echipelor le pot purta. Documentul mai prevede că folosirea forței, inclusiv portul și utilizarea armelor de serviciu, a muniției și altor echipamente, se exercită în conformitate cu dreptul intern al Republicii Moldova. Textul acordului are și un capitol aparte referitor la rănirea sau decesul membrilor echipelor, care stipulează modul de efectuare a autopsiei și de repatriere a ofițerilor decedați și a bunurilor personale ale acestora.